Cartea aceasta este o carte de mărturisire. Ea este montată imprevizibil. O să vedeți o mărturisire a originii. Nici nu știu că bunicii sunt din Basarabia. Poate nu se găsesc niciodată pagini mai cutremurătoare ale refugiului din Basarabia ca aici. Când sunt ai tăi. Poate cea mai frumoasă replică a unei tinere generații când a intrat în contact cu eternitatea neamului. O carte care s-a născut practic de la, de la un manifest lansat pe internet în 2009. Ecourile au fost foarte numeroase, nu numai în România, ci în întreaga lume. Vă spun că în România se poate, că românii sunt deștepți, că românii se pot uni și pot clădi ceva împreună și că singura problemă este că avem nevoie de lideri. Sunt oameni care, despre care știu că muncesc. În general, nu prea au cuvântul imposibil în vocabularul lor. Într-un fel, este o carte în căutarea, ca să folosesc o sintagma maestrului Dan Puric aici de față, în căutarea oamenilor frumoși ai neamului românesc, de la voievod și până la martirii închisorilor comuniste din secolul 20. Să nu vă închipuiesc că este o carte de memorialistă. Este o carte care pe mine m-a fascinat tocmai din cauza care se riturc în cinematografie, este ax. Vorbește de refugiu din Basarabia și dintr-o dată văd că se duce la Ibița, unde se dansează tinerii. Este scrisă magistral, cum intră în magia aia și vezi drogați terminați, pulverizați și unul cade și vorbește cu despre părintele Justin Bârvă. Vorbește despre cei din închisoare, iar fuge în Ecuador. O carte foarte îndrăzneață, inclusiv prin volum, prin mărimi. Astăzi, dacă vrei să ți se vândă cartea, trebuie să scrii cât mai puțin și să zăpară cât mai puțin. Poate să folosești o hârtie foarte finuță. De ce? Pentru că oamenii se vaită de timp și Sfinții Părinți vorbesc că vaietul ăsta după timp e un semn care nu este a bine. Textele ei sunt, se înscriu în categoria trăirismului creștin-ortodox. Trăirism care sigur că se originează la un moment dat în perioada interbelică, în Naionescu și în tot ceea ce a generat Naionescu. Că e vorba de literatura lui Eliade sau e vorba de Mihail Sebastian. Sunt texte trăiriste și ceea ce îmi place mie la Alexandra Svet este că nu cade în ceea ce împăcatul moralinei, cum îl numea Friedrich Nietzsche. Adică textele ei nu sunt moralizatoare. Nefiind moralizatoare, sunt cu atât mai autentice și un tânăr citindu-le are mult mai mult șanse să intre în biserica ortodoxă decât dacă ar citi o literatură moralizatoare. Îi vedeți cum e capitolul 1. Manifest. Treziți-vă! Asta nu-i România noastră. Cine are curajul sau cine a avut curajul până mai adine o să spună astfel de lucruri? Dacă ar fi să rezumăm ce face Alexandra Svet cu această carte, la puhoiul de mizerie, de minciună și de ocultare, tonele de ciment care se toarnă și pe țara asta și pe Europa, seamănă exact cu ceea ce scrie Alexandra aici, că a aflat o poveste în Ecuador. Am mai citat-o și-o pe la televizor. Ardea jungla. Și plecau animale nebunite pentru că e focul, e mistuia. Și un tigru ars, brlit, vai de capuri, a fost un colibri. Colibri este atât de mic, e o chestie între insecte și vrăbiuță, cu 1000 de bătăi de aripi pe minut. Și nu știu câte bătăi de inimă pe secundă. Ăla a luat câte o boabă de apă și o punea în jungla. Și tigrul a întrebat, ce faci, nu-ți dai seama că e inutil? Și colibri a zis, îmi fac partea mea. Raportat la ceea ce se întâmplă în România astăzi, la devastarea asupra memoriei, Alexandru este acest colibri. Dar ea face. Și să știți că Dumnezeu lucrează pe picături. Nu lucrează pe masă. De-aia
Iisus a zis, nu te teme, turmă mică. Curaj, masă populară, a zis tovarășul Marx. Și dacă porcea Alexandru Izvet are trept, este și pentru acest motiv, că nu are timichele de coare. Nu vine, știu eu, să propună un partizanat, ci numai o trezire și o descoperire în mod firesc a esențialului, a esențialului creștin și a esențialului românesc. Neamul nu ne fie, dragii mei, atâta timp cât mai avem tineri ca Alexandra Zvet, nu va dispare pentru că ea ne ține candela neamului aprinsă, candela credinței aprinsă în sufletele noastre. În cartea de Alexandra Zvet am descoperit sufletul românesc. Alexandra asta face, îngenunchează în fața Martirii, în fața propriei ei origini din Basarabia, a neamului din care provine, după care trebuie să vină prezent. Și o să vedeți un prezent în contrast, în prăpastie cu ceea ce s-a întâmplat. Face punți extraordinare acolo unde nimeni nu mai poți facă. E un contact cu tânăra generație. O generație care, știți, când era centrul vechi, acum, mă rog, de când s-a întâmplat nenorocerea, i-a falimentat pe toți, stăteau unul 6 ore la o bere. Mergi în chel și o dădea din cap așa tot. Dădea din cap și nu putea să înțeleagă cu iubite, dădea SMS-uri. Și era scurt. Nu știa, vrei să mânci? Fă, tâmbân? Și era să fă, tâcă. Și era perfect. Erau perfect. Și am zis, până la mă întrebat pe un preot, zic, părinte, ce facem cu ăștia? Că ăștia habarau nici de eroi, nici de martiri, o nenorocire. Dat un răspuns ortodox, fabulos, nu-i în vârstă. Zic, fiule, lasă-i în pace. Că ăștia nici măcar un păcat, ca lumea nu mai sunt în stare să facă. Dumnezeu vei virilitate și pentru așa ceva. Și ce spune ea, mă revenind la textul respectiv, pe toți generații, treziți-vă, din ce să se trezească? Aici eu am zis, dintr-un somn, cum îi cânte cu național, dintr-un somn ioritic, adică a tot iertător. Trezește-te, băi, că se întâmplă în lucrul tău, în rolul tău, lucruri de neînțeles. Ai primit că atâția au fost atât de scârțați, să zicem așa, cu noi în replicile pe care ne-au dat mai azi în ultimul timp în legătură cu istoria noastră, încât am zis, domnule, e cazul să ne trezim dintr-un somn ioritic la care uite cine ne invită. O făptură plicată parcă din cer. Și mai dă un sentiment, deci odată întoarce asta către trecut, care nu înțepe nici acolo, trece prin prezent și îi dă un destin. Ia într-un fel, Alexandra, nu salvează generația, domnule. Inertă, terminată, care are o memorie de pește de acvariu, face așa, pe care se întoarce înapoi. E un semnal de trezire a unei generații foarte problematice, dar care, iată, mai are încă forță de reacție. Deci, dincolo de acest fenomen al trezirii, de această îndrăzneală de a lua după 25 de ani, iată, taurul de coarne, ceea ce este foarte important este că autoarea a intuit foarte bine reperele care se află în istoria noastră mai îndepărtată sau mai recentă. Și le-a descoperit oarecum din mers. Nu știu dacă le-a digerat, dacă și le-a asumat până la capăt, dar cert este că a simțit că acolo este esențialul și că acel esențial trebuie reînviat și retransmis în limba de astăzi generațiilor care vin. Acesta este marele pariu al cărții. Cred că a scris cu virtute, cu virtute și virtuos. Sunt termeni deosebiți, diferiți, pe care trebuie să-i folosim ca să exprimăm admirația noastră pentru o asemenea carte. Pentru că ceea ce spune Alexandra Zvet, au mai spus și alții. Să tot spun lucrurile astea de 25 de ani. Dar ea a găsit un tot proaspăt și foarte actual, cu care a reușit să ajungă la urechile și la inima unui public mai puțin
receptiv la discursurile bătrânești. Se zice că soarele nu poate să facă ceva ce lumânarea. Și de ce? Lumânarea lumânează pentru întuneric. Romanul Gardini zice așa, Olimpul era un capac peste vieții greci. Pentru că grecul cu frică, nu de Dumnezeu, ci de zeu, era frică. Zeii erau rei. Dar erau pedofili, homosexuali, zoofili, făceau orice. Era proxenetism, era bunic. Numai că era frică. Când a venit Iisus, a ridicat capacul. Și ai văzut cerul înstelat și limpezimea sufletească. Asta a făcut, cum să zic, Alexandru. A ridicat capacul ca să vezi cerul înstelat. Câteva stele sunt și pe aici, printre dumneavoastră. Vă mulțumesc!